Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Feme23, cariera cu Rapid. Ia să ne uităm să vedem ce am făcut ultima dată, pentru că nu mai știu de acum o lună de când am mai jucat. Ultimele noastre meciuri au fost uh, foarte, foarte bune. Am bătut pe UTA, uh, am făcut egal cu VCSB în deplasare, am câștigat în Cupa României, mergem mai departe. Uh, am picat cu Petrolul în Cupă. Uh, am câștigat cu Botoșan, cu Hermannstad, cu FC Craiova și cu Ucraiova lui Rotaru. Meciuri foarte bune făcute de noi N-am primit așa multe goluri de la meciul cu Uta Rad, Dar și până aici am, am jucat bine Am bătut CFR-ul, Uclujul, Farul Am făcut serie toate foarte bune Cu câteva mici excepții Acest egal cu voluntari și înfrângerea cu uh, Botoșan Sepsi ok, Sepsi e echipă mult mai bună Adică mult mai bună decât celelalte echipe cu care am jucat uh, Hai să mergem mai departe Avem meci cu Petrolul în, cu în Liga 1 În cupă mai târziu Deocamdată jucăm în Liga 1 cu ei Vom juca cu Petrolul ne vom uita la meci. Vom simula cu Ucluj, Kindia, Argeș și Mioveni. Nu, Mioveni, nu. Vom juca cu Petrolul, vom juca cu Mioveni și vom juca cu CFR Cluj. Restul le vom simula pentru că Ucluj este pe 15, Kindia pe 14 și Argeș pe 13. Deci, jucăm acasă, nu știu dacă are... Prea mare importanță să ne, uităm la meciuri pentru că sunt destul de simple, cel puțin uh, pe hârtie sunt foarte simple pentru că în realitate pot fi, pot fi grele. Suntem primul loc în clasament, Asta până joacă FCSB-ul pentru că dacă bate FCSB urcă peste noi Dar nu stăm rău deloc, chiar nu stăm rău cu acest buget pe care îl avem De poți să-ți cumperi maxim o pâine cu el 120.000 120 de euro Deci nu știu ce, am putea, ce jucători am putea cumpăra cu acești bani Probabil niciunul E și iată ce voiam noi să se întâmple S-a întâmplat, FCSB-ul s-a încurcat cu Craiova 3 la 1 au câștigat Oltenii pe teren propriu în fața a 15.000 de oameni aproape. Pe Ion cu 3 la 1 și suntem pe primul loc oficial cu 29 de puncte la un punct distanță de FCSB. Dar contează că suntem pe primul loc cu acte în regulă și uh, trebuie să câștigăm acest meci pentru a nu, a nu stai la mâna rezultatelor. Trebuie să câștigăm, deci din astea, sper ca din astea patru uh, 4 meciuri pe care le avem ușoare, zic eu, să scoate maximul de puncte nu vreau să scap niciun egal, nici o înfrângere, vreau să scot maxim de puncte, vreau să scot 12 puncte din uh, aceste 4 meciuri. Suntem la începutul campionatului, bine, la mijlocul campionatului, dar în play-off acolo o să fie, o să fie treaba nasoală. O să intre Iacob în locul lui uh... de fapt nu, intră Poli în locul lui Dragoș Grigore care este suspendat și facem echipa. O să rămână Duso aici, este Stefan, Obosit, intră Morai în locul său. Aici albul rămâne uh, Kite, uh, nu știu pe cine să bag aici. Uh, Panoiu intră Sefer pe dreapta. Mățană uh, intră Papo și rămâne Voituș, pentru că are 9 goluri dar e mai bun marcator al nostru. Uh, pe bancă lăsăm așa, cam atât în linia de start. Hai mă cu Crepudia, mai schimbăm puțin și rămâne așa echipa. Vom trece la meci Jucăm cu Petrolul Ploiești acasă. Avem fază, prima faza a meciului. O, oh, nu se poate. Crepulia a grijă să nu e roșu. Ca ai deja galben, pleacă Sefer bine acolo, intră în careu. La marginea careului Sefer șutează kite bară și mingea prinde efect și merge spre autul de poartă. Ce ocazie avem prin kite. Crepulia mi-e frică să nu ia roșu că e ieșit mijlocaș defensiv și trebuie să intre ca lumea. Și sper să reste până la, pa la pauză aș vrea să-l scot sau măcar minutul 55 ceva de genul Că mi-e frică să nu ia roșu Din nou Poli câștigă duelul, Papo pasă pentru Voituș, Voituș în care eu apără incredibil portarul petrolului Incredibilă ocazie pe care o avem apără Leitner sau cum ne va cheamă, sper că am zis bine Se întoarce, pasă la Tucaliuc Pasă la Irobiso, apără Moldovan, n-a fost offside și Dusofa ultează. Bravo, Duso. A fost un match pe contre. Noi am, noi am fost cu ocazii de cele mai mari. Am avut două ocazii foarte mari. Tu dai acolo. Bravo, Poli. A câștigat Poli azi la cap toate mingile. Hai, Junior Moraes, Crepulia. Pasă foarte bună în partea dreaptă la Sefer. Sefer prea. Are și el galben. Emmer șutează din prima bară și papo! Cu poarta goală reușește să marcheze. Dacă și acum a dădea bară și nu se mai întâmplă nimic, ca nebuneam, că deja m-a de barele astea. Kite Crepulia, șutează Crepulia! Ce gol! Uh, Crepulia marchează de la 25 de metri. Uh, facem 2 la 0, schimbăm și pe Crepulia. Mi-e frică să nu ia roșu, de asta schimb. Plicat. Iese și Sefer, nu prea juca nimic, intră pe noiu. Uh, papă cu gol, voi din nou slab, intră Dugan, zici, îi mai dau șanse lui Dugan, zici, poate, poate reușesc să-l fac să joace cum trebuie. Dar mi-e greu să cred pentru că nu prea, nu știu ce să-i fac. Chiar nu știu. Săpunaru. Albu. Pasă lungă la Papo. Papo din prima pentru Dugan zici. Bară, bară. Da. Ăsta e norocul lui Dugan zici. Bară, bară. Când dea și el gol. Bară, bară. Dar alipă noi o grozav Ciobanu gol Ce gol frumos 3 la 0 Înscrie și Andrei Ciobanu Cu un șut superb Nici o șansă pentru portarul uh, Petrolului Dar din păcate uitați-vă Dugan zice ratează de bară și Mă oftic pentru că Îl bag pentru că vreau să dea, vreau să dea gol neapărat la meciul 3 la 0 Câștigăm cu Petrolul Un meci uh, la început foarte complicat Dar iată că Ne-am ne făcut ușor repede în 2 minute Urmează meciul cu Ucluș Pe care am zis că îl simulez și vom intra în vacanță pentru, pentru a merge mai repede la meci. Simulăm meciul cu Cluj, simulăm cu Chindia, simulăm și cu uh, cine mai a să jucăm că nu mai știu. Cu Herma, ah, nu, cu Argeș, ok, cu Argeș. Simulăm cu toate trei. Deja primul meci l-am îndeplinit, avem victorie, avem 3 puncte. Mai avem încă 9 puncte de obținut din 3 meciuri. Trebuie să ne îndeplinim și aici Trebuie să ne facem și obiective așa. Uh, parțiale, pentru că nu putem să ne facem obiective uh, numai obiective pe termen lung. Trebuie să avem și obiective din acestea mici uh, pe care să ne, să ne deplinim uh, uh, treptat și dacă ne iese este foarte bine, dacă nu ne iese trebuie să schimbăm ceva. Vine meciul cu Cluj, schimbăm și noi puțin treburile pe aici, uh, vor intra și alții care n-au mai jucat pentru că avem meci la 3 zile uh, de acesta, mai schimbăm și noi. Uh, Intră Lucasan, iese pe apoi, intră Mățan, a intrat pe noiu, intră Ioniță, aici Ciobanu și aici uh, Albu. Înapoi are iese Săpunaru, intră Iacob, rămâne Poli, intră și Ștefan și aceasta este echipa pe care o vom trimite în teren. Uh, Ștefan este puțin cam accidentat și recomandă să-l băgăm uh, doar 45 de minute, dar... Uh, nu jucăm noi meciul, așa că sper să-l schimbe antrenul un secund. Și mergem la meci să vedem ce facem cu Ucluj. Cluj. Jucăm acasă, sper să-i batem, trebuie să-i batem neapărat. Căștigăm cu 2 la 0. Ioniță din penalti și Albu au marcat. Vedem că i-am dominat și la posesie. Șuturi nu au avut niciunul, nici măcar spre poartă. Deci n-au meritat să câștige. Era să se încurce și face SB-ul din nou. Cu Craiova Craiova lui Mititelu 2 la 1 dar nu a fost să fie. FCSB și Craiova se țin destul de bine în urma noastră. Chiar dacă vedeți voi aici că sunt multe puncte, mă rog, 6 puncte, 6, 7 puncte, 8 puncte, dar în play se va schimba cu totul. CFR-ul în pericol să nu prindă play ul Trebuie să mai lupte că nu sunt, nu sunt, încă pe drumul cel bun. Au și puține puncte, au 24, 22 de puncte, dar dacă vor câștiga au două meciuri minus față de UTA. Dacă vor câștiga ambele meciuri, se vor, vor ruca pe locul, locul lui UTA. Deci, pune depinde ce face și farul care și farul meci minus. Oricum, prinde play dacă câștigă. Oricum, este foarte devreme să vorbim despre play -off. Mai avem încă jumătate din campionat. Mai sunt 14 meciuri pentru noi. Deci mai durează. Avem 5 meciuri câștigate la rând. Și doar un gol în ultimele 5 meciuri luate de, luat, deci foarte, foarte bine până acum. Țineți minte că la început am început, am început foarte greu această carieră, acest campionat cu un, o înfrângere, un egal, dacă nu mă înșel. Da, a fost o înfrângere cu Chindia și am crezut că lucrurile vor vor merge în timp rău în mai rău, dar iată că ne-am revenit de acolo, de la acel eșec. Și e important să-ți revii după, după înfrângere, nu e important să adică ok, câștigi, dar dacă pierzi o dată trebuie să știi cum să te motivezi să revii pe drumul cel bun, pentru că dacă ești obișnuit cu, cu victoriile și nu te pregătești nimeni pentru eșecurile care vor urma probabil, că n-ai cum să câștigi în continuu, să fii puternic și să te redresezi rapid, să nu crezi că totul este... Se cuvine, ție și te să câști toate meciurile, că se poate întâmpla să ai dezamăgit, să pierzi. Atunci e foarte important să, să revii. Și uh, văd că jucătorii noștri au cum să revină. Vine meciul cu Chindia, vom schimba iarăși formația, intră titularii acum, Săpunaru, intră Grigore aici, Moraiș, intră Crepulia, Kite și Emers, dreapta Sefer Papo și intră Dugan zici pe teren. Ok, trecem la meci. Vom da sim. Ho ho ho! Și iată Iată că în sfârșit Duga în zici Nu numai că sparge gheața Dar dă Hetric. I-am schimbat poziția L-am pus pe target forward pe suport Și iată că Se pare că i-am nimerit-o Care Nu, nu mai așteptam să, nimer, să joci așa bine Și Morai și-a dat două asisturi Foarte important 3 la 0 cu Chindia Iată și FCSB din nou aproape să se încurce Dar din nou câștigă Iată ce meci a fost aici între Petrolul și Mioveni. Mioveni nu se ține foarte bine. E pe 6. Vine și meciul cu Argeș pe care le vom juca acasă. acasă. FCSB are meci cu Sepsiu. Meci foarte greu. Sper să se încurce. Uh, noi vom schimba puțin echipa pentru că o să avem meci cu Mioveni și e destul de, destul de rapid. Așa că vom băga niște jucători. Uh, mai schimbăm puțin. Ștefan intră morai suspendat. Fac. Ok, Morai suspendat, intră Ionita și uh, Ciobanu. Intră unde e Pănoiu? Aici e Pănoiu. Sefer uh, pe bancă. Papo intră Mățan, că nu prea a jucat nici el și rămâne Duga, zici, pentru că vreau să-i dau încredere. Dacă omul a marcat hat meciul trecut, de ce să nu țin pe teren? Mi se pare, mi se pare prostie să scot. Uh, așa că mergem la meci cu această echipă. Și sper ca aduga în zis să marcheze iarăși măcar un gol Pentru că îi dă încredere Până acum n-a prea marcat Dacă nu era acel meci cu 3 goluri nu prea, nu prea marcase Aolo, am intrat în meci Fac, hai să simulez Cum mă să... Am zis simulez și am intrat în meci bou Da, asta e, jucăm meciul Jucăm 4 meciuri în episodul ăsta Asta e, n-am fost atent Chiar vreau să simulez pentru că știu că Argeș nu prea păi are șanse Dar asta e Hai să-l urmărim acum dacă tot am intrat. Mățan, scapă. Ole, eseu, noua Zeelandă la fotbal american, la rugby. Și este acolo Ștefan. Crepulia, îmi place de Crepulia, ține -mi mijlocul foarte bine. Dugan, zici, gol! Mățan cu pasa decisivă și Duga zici. Argeșul care are un nou antrenor să vedem această fază și după vorbim. Centrare bară din nou, m-a deci zici că joc FIFA cu barele astea. Sunt foarte mulți jucători buni la, la Argeș pe care putem să-i luăm pentru că i-a mai avut în alte cariere. Stefan Ștefan, centrare, pe noi cu capul gol, dar să vedem ce a fost acolo. Offside, dar nu cred. Nici vorba de offside, gol valabil, verificat la VAR. Și este gol marcat de Pănoiu cu capul, centrarea lui Mățan, două asisturi are Mățan. Mai uit, mai sunt câțiva. Scapă Dugan zici, puțin pe lângă poartă, ce ocazie are din nou Duga Dugan zici. Pănoiu, pleacă Dugan zici, iese însă greab. dar eu puțin mai ușor că Dugan zice, e, e tren, n-are cum să alege atât de, de rapid în... Să ia fața portarului, Calcan, pasă pentru Garita, Garita, gol, 2 la 1, Arnold Garita sau Garița, nu știu cum se pronunță, că nu prea mă uit la Arge la televizor. Scapă din marca și marchează. Da, e o greșeală la apărării. Și pasa a fost bună, dar și a și putea să, facă, putea să facă mai mult. Ocazie acum, însă pe lângă poartă. 70, vom face și noi câteva schimbări. Acum vom face schimbările. Va ieși Crepulia cam obosit. Săpunarul obosit, Onea obosit. Dar cu ce să schimb, intră Grigore. Intră Emers în locul lui Ciobanu, intră și uh, Voitus, sau Voitus, nu știu cum se zice, în locul uh, lui uh, Dugan, zice, intră și Sefer. Gol. Onea pentru Sefer nu este offside, Sefer și ar fi un roșu aici. Iși Covaci, îi dă al doilea galben lui la este cartonaș roșu. Exact când lucrurile mergeau bine pentru Fece Argeș, iată că vine la Tovlević cu această greșeală uriașă pe care o face și ia roșu. Dacă mai dăm unul, e clar, gata, meciul. N-au cum să ne mai întoarcă. Să mai facă nici măcar un egal. Pleacă Mățan. Respinge Crețu, Obrosavlević, cu degajarea. Acolo este Onea, foarte bine a jucat și Onea. Pasă bună către Mățan, Mățan la marginea careului. Scoate înapoi la Ștefan, Ionită și... Nu, nimic, nimic aici. Am crezut că va... Se va arunca pe jos Ioniță. Sefer în care eu voi tu, gol! Nu a fost offside. N-avea cum să fie. Nici vorbă și este gol valabil. 4, ăsta, 3 la 1 pentru rapid și este gata. Am aici nu mai avem ce să mai urmărim. Este gata. Mățan, lovește mingea în cap. Bravo, Mățan. Pasă foarte bună, Sefer, bară, iar bară, bă, frate, m-au spart. jucăm acolo, tenis de picior, nu știu ce facem în partea dreaptă. Onea pentru Sefer nu a fost offside. Centralul lui Sefer, mățan și trebuie să fie gol. Trebuia să fie gol, era singur acolo cu poarta goală. Portarul nu avea nicio treabă cu mingea. 4 la 1, câștigăm cu Argeș. CFR-ul bate, FCSB se încurcă cu Sepsi, se încurcă reciproc de fapt cu Sepsi. Suntem la 3 puncte de, de FCSB, eram la un punct cu acest egal al lor și victoria noastră ne am dus la 3 puncte. Avem 7 meciuri fără înfrângere. Nu, nu numai că fără înfrângere, dar victorii câștigate aceste meciuri, 7 meciuri, la rând, uh, în care am luat doar două goluri. În 7 meciuri să luăm 2 goluri. Avem o apărare bună sau ceilalți au atacul uh, slab. Ia ce zice Pătrașcu. Ia Pătrașcu care este asistent uh, la, uh, antrenor secund Rapidia. Yeah. I wouldn't swap him for anyone, de Sefer e vorba. Not even Rahim Sterling. Deci, Bogdan Pătraș cu asistentul meu de la Rapid spune presei că el a făcut un meci, a făcut Sefer, a întrebat reporterul, Sefer a făcut un, un match foarte bun, puteți vorbi despre asta și el spune, atenție, nu l-aș schimba cu nimeni, nici măcar cu Rahim Sterling. Bă, Bogdan, nu l-ai schimbat tu, dar eu l-aș schimba. Sincer să fiu Dacă ar fi pe schimb, pe schimb, fără bani L-aș schimba Aș da și jumătate de echipă să-l iau pe Rahim Sterling Dar el nu vrea E Bogdan Pătrașcu, el nu nu vrea Iată și oh, Dugan zice a fost chemat la naționala Croației De Zlatko Dalic A, suntem în 2022 Vine Cupa Mondială Și Marco Dugan zice a fost chemat în lotul lărgit pentru Cupa Mondială Deci s-ar putea să-l vedem pe pe Dunga zici la Cupa Mondială din 2022 din Qatar. Se FCSB-ul se mai încurcă o dată. incredibil. Putem să fim la 6 puncte, de dacă batem acest meci, o să încerc să joc uh, cu cea mai bună formația mea. Uh, iese intră Grigore, Săpunaru, dar nu aș băga, aș băga pe Poli, că a jucat fantastic Poli meciurile trecute. Ștefan iese, intră Morais, care nu mai e suspendat. Uh, iese Ionita, intră Kite. Rămâne Ciobanu, rămâne Ciobanu, a jucat un meci foarte bun, rămâne Crepulia, intră Sefer, Mățan rămâne și rămâne și Dugan, zici. Și așa vom juca cu, cu Mioveni, vreau să câștigăm să ne distanțăm la 6 puncte de FCSB. Sefer pasă pentru Dugan, zici, înapoi, o, oh, ce bine pleca acolo. Cred că Mățan era, scapă și pe lângă poartă atacantul lui Mioveni, cât de slab să dai din acea poziție. Rădescu centrează, recuperăm foarte ușor, putem pleca pe contraatac, dar ne oprim, nu înțeleg de ce. Hai, dus avansează, schimbă viteza, fă ceva. Foarte bine Crepulia, Ciobanu pleacă bine Kite, dar prea tare. Popescu iese și prinde. Și degajează să pună o foarte câștigă de la cap, Crepulia, pasă bună către Moțan, pasă bună către și Duganzici, Duganzici, pe lângă poartă. Bravo Crepulia, a plecat, a plecat, bine bravo Duganzici, Sefer, nu se poate Centrează sper, hai, cai odată, Sefer Crepulia, Mățan, Popescu, o, offside oricum cum a fost Ciobanu, pleacă Sefer, nu, prea tare, pasa, băi Ciobane, reglează-ți puțin tirul ăla, că dai prea tare în ele Noi n-avem uh, Sterling, Adi uh, Adipop și mai știu eu să alerge de, să ia... A uite bă iar bară Nu se poate Este final de prima repriză 0 la 0 între noi și Mioveni Da nu știu de ce Dar o să încep să schimb A oare de ce Oare de ce nu dăm gol și nu avem faze Că ia uitați Avem, avem aici de a face cu o echipă De, de șapte fundași Și ăștia trei așa Rătăciți în față Aia Ai, de ce aici mâncați Șapte fundași și Ăștia sunt defensiv toți Ăsta e defensive midfielder, ăsta e ball winning midfielder, tot același căcat e. Și ia uite, mâncați și. Ia uite, tot șapte aici. E bine, lasă că văd dăm noi gol până la urmă. Am avut și noi ocazii, dar și noi suntem proști, nu numai ei sunt, joacă anti, fac un antifotbal, dar și noi suntem proști. Dugan zice înapoi la kite, kite, uită-te în stânga și în dreapta, că n-ai oglinzi ca la mașină, te rog frumos. Coșereanu, Coșereanu, bară, mă mir că au dat și eu bară. Hai să schimbăm, că Sefer, N-are chef astăzi Intră Pănoiu uh, Iese Ciobanu Intră Emers Și uh, rămânem așa deocamdată Nu vreau să schimb toată echipa Bravo, bună pasa Pănoiu pasă bună Gol mă, în sfârșit mă Bravo bă, kite Bine panoiule Bravo kite Greșeala de portar până la urmă, cred Dar uh, Da, nu se poate Nu se poate Abia început meciul și deja abia am repus micia și deja fază Și e alor Fiți atent că e lor asta Carnat. Nu, te rog, nu. Bravo, Morais. Hai, nu pierde acum, nu pierde că e zona periculoasă acolo. Bravo, bună, pasa, bravo. Hai, papo. Centrale sau fă ceva cu ea? Bravo, bună, pasa. Pănoiu gol. 2 la 0 pe final, în 2 minute. Cum știm numai noi, când dăm primul gol, îl dăm și pe al doilea imediat. La tot la 2 minute. Hai, mers. Bună, pasa. Pănoiu, bară gol, însă, pănoiu. Dă două goluri Deci Pănoiu abia l-am băgat A dat două goluri și un asist Papou un asist s a jucat perfect până acum Deci n-ai ce să-mi zic N-ai ce să-mi reproșesc schimbările au fost Fantastice 3 la 0 Pănoiu două pase și un... două, 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 două goluri și o pasă de gol ce să mai vrei Simulăm și acest uh, meci cu petrolul și vom încheia acest episod. Voiam să joc și cu CFR, doar că am jucat deja, am jucat deja 3 meciuri și nu aș vrea să joc și al 4 pentru că aș face un episod mult prea lung. Și nu știu dacă o să vă uitați, de preferat ar fi să iasă între 25 și 30 de minute, poate și puțin mai, mai scurt, dar să ar putea să iasă peste 40 de minute sau peste 35 și n-am, nu, nu vreau să fac așa lung. Uh, simulăm cu petrolul în cupă și uh, vom, uh, vom încheia acest episod. Haideți să facem echipa. O echipă obosită pe care o avem la dispoziție, dar o vom schimba. Intră Onea, Săpunaru iese, Grigore intră în locul său, Poli iese, intră Iacob. Uh, Ștefan intră pe stânga, nu drăghia că e portar, Ștefan. Intră Albu, uh, Ciobanu iese, intră Emers, iese Moțan intră... Intră și Costache că n-a mai jucat de mult Intră Pănoiu aici și în atac va fi Iacov Voitus, Intră și Ionis în locul lui că e cam obosit Și aceasta este echipa o simulăm acest meci cu petrolul. Câștigăm cu 2 la 0. Iacov Voitus marchează pentru uh, această victorie. Marchează o dublă. Și ne calificăm în sferturile competiției. În sferturile Cupei României. Nu știu cu cine vom pica. Uh, Știința Miroslava cu voluntari să vedem cine va câștiga în acest meci. Mai simulăm puțin să vedem uh, ce echipă. Ei bat! Știința Miroslava bate pe voluntari. Fantastic. Ia să vedem cine a mai rămas în uh, Cupa României până acum. Da. Deci. Uh, Știința Miroslava s-a calificat în uh, sferturi. Uh, noi ne-am calificat și până acum uh, nimic. Dar oricum mai sunt echipe foarte, foarte slabe în competiție. Foarte multe echipe din Liga 3 -a. Treia. Iată, una, două, trei, patru. Patru echipe din Liga 3, din Liga a treia și una, două, trei, patru din Liga 2 Incredibil. Deci dacă vom dacă CFR-ul va, se va califica și FCSB-ul se va califica la rândul ei, doar aceste două echipe mai sunt grele, că în rest jucăm cu afumați, cu Hermannstadt, cu Dunărea Călăraș, cu Roșiori, cu mai știu eu cu cine. Deci va fi cât de cât ușor. Cam atât și cu acest episod, băieți, am, semn, am făcut un nou record, 12 meciuri fără înfrângere, din 9 septembrie, din septembrie 2022 până în 26 octombrie 2022, până acum este un nou record pe care l-am bătut. Și uh, în acest episod am avut numai victorii, a fost un episod foarte reușit. În episodul viitor vom juca cu CFR, vom afla de asemenea cu cine vom pica în Cupa României, în sferturile competiției. Și uh, va fi Cupa Mondială, vom afla ce se va întâmpla și la Cupa Mondială. Ok, cam și cu acest episod băieți, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!